RTP, ieire spectaculoasă, descoperire de ultim or. Liviu Dragnea este nepotul lui Nicolae Ceaușescu. Jurnalistul Cristian Tudor Popescu comentează în stilul său caracteristic informația potrivit cereia Cambridge Analytica, acuzat că a folosit ilegal datele utilizatorilor Facebook în campania presubliniere-dintelui SUA Donald Trump sublinierei în cea pro-Brexit, a încercat să-l angajeze pe un consultant politic britanic pentru a lucra pentru Partidul Social Democrat din România. Dacă PSD ajunge să utilizeze serviciile Cambridge Analytica, acum se pare ce au dorit, dar nu s-au înțeles din prenite românii mândri ce sunt români, dar cam lenei, precumii prietenilor, ar primi, numai pentru ei, cu puin înainte de votul pentru prezideniale, nu îndemnul votai Dragnea, dar următoarea tire, cercetătorii britanici de la Universitatea Dartington. După analiza DNA efectuate în județele Olteleorman, anun o descoperire de ultim or, Liviu Dragnea este nepotul lui Nicolae Ceaușescu. E foarte probabil ca respectivii să o ia din loc spre secția de votare, scrie CTP, pe Facebook. Consultantul politic britanic Rupert Wolfenurai a declarat miercuri pentru agenția de Associated Press că Mark Turnbull, un oficial de rang înalt din cadrul companiei de analize politice Cambridge Analytica, l-a contactat în august 2016. Rupert Wolfenurai a prezentat un e-mail pe care i l-ar fi trimis Mark Turnbull 2. Ceea ce oferim este trimiterea unei echipe de 2 persoane în actuala echipă de campanie. Pentru a furniza consultant strategic sublinierei asistent în mod activ în cursul campaniei. Wolfenurai afirmă că a refuzat oferta deoarece el nu lucrează pentru partide politice. Nu este clar dacă firma Cambridge Analytica a avut vreun rol în alegerile parlamentare de subliniere urate în România în decembrie 2016, că subliniere tigate de Partidul Social Democrat, PSD, cu circa 46 din voturi. Pe locul al doilea s-a clasat Partidul Liberal, cu 20, precizează agenția Associated Press. PSD susține, potrivit unui comunicat de pres, că nu a lucrat sublinierei nici nu a solicitat o astfel de colaborare cu SCL Cambridge Analytica, nici în perioada alegerilor generale din 2016, nici într-o altă perioadă, înainte sau după acest scrutin electoral.